Mai multe țări europene pun în aplicare noi măsuri pentru a reduce ratele crescânde de noi infecții cu coronavirus. Circulația aproape 5 milioane de locuitori ai capitalei spaniole Madrid a fost limitată parțial acestora, li s-a interzis să părăsească regiunea, cu excepția călătorilor esențiale. Parisul și alte câteva orașe franceze au instituit noi restricții după ce Franța a înregistrat peste 30.000 de cazuri noi în weekend. Iar Republica Cehă și Slovacia au impus ambele starea de urgență. Între timp, India a devenit a treia țară din lume care a trecut de pragul de 100.000 de decese confirmate cu COVID-19. India, Statele Unite și Brazilia reprezintă aproape 45% din totalul deceselor provocate de COVID-19 la nivel global, potrivit agenției Reuters. Un studiu din Argentina a produs rezultate dezamăgitoare cu privire la utilizarea transfuziilor de plasmă din sânge pentru tratarea pacienților cu coronavirus. Medicii au folosit plasma donată de pacienții recuperați pentru a transfera anticorpi la aproximativ 300 de pacienți cu infecții active. Dar, după luni de cercetări, studiul a constatat că tratamentul nu a oferit beneficii semnificative. Cuando esto se terminó, en el análisis mostró que los pacientes que estaban en el grupo de plasma tenían los mismos desenlaces que aquellos que estaban en el grupo de placebo. Es decir, el plasma es comparable, es igual al placebo en términos clínicos en esta población. Plasma convalescentă a fost folosită pentru tratarea altor boli virale, dar niciun studiu la scară largă nu a dovedit până acum eficiența ei împotriva COVID-19. Un tratament experimental cu anticorpi primește o atenție sporită după ce a fost utilizat pentru tratarea președintelui american Donald Trump. Președintele Trump, care a fost internat în spital după ce a fost testat pozitiv la COVID-19, a fost tratat cu RegnCoV-2, un medicament produs de compania americană Regeneron. Medicamentul nu a fost încă aprobat pentru utilizare la scară largă, dar companiile pot oferi tratamente experimentale în cazuri speciale. Pentru a crea tratamentul cu anticorpi monoclonali, cercetătorii identifică proteinele produse de sistemul imunitar pentru a combate infecțiile, apoi produc în masă acei anticorpi în laborator. What our approach is simply we've pioneered technologies over the last 20 plus years that allow us to make the best of antibodies that humans would normally make against the virus, but we can make these outside of the body. We can grow them in these large bioreactors, highly purify and concentrate them, and then give them back to patients. Medicamentul s-a dovedit promițător în studiile timpurii, dar anticorpii sunt considerați în prezent mai dificil și mai scump de fabricat decât alte tratamente. Secretarul general al ONU a spus că pandemia COVID-19 este una dintre consecințele distrugerii mediului. Vorbind la primul summit al ONU despre criza biodiversității, Antonio Guterres a avertizat că umanitatea trebuie să înceteze să ducă un război împotriva naturii. One consequence of our imbalance with nature is the emergence of deadly diseases such as HIV/AIDS, Ebola and now COVID-19. Against which we have little or no defense. Mulți activiști de mediu avertizează că boli precum COVID-19 care trec de la animale la oameni sunt parțial rezultatul încălcării de către oameni a habitatelor naturale. Guterres a solicitat includerea priorităților de mediu în planurile de dezvoltare și recuperare. Nature-based solutions must be embedded in COVID-19 recovery and wider development plans. Preserving the world's biodiversity can yield the jobs and economic growth that we urgently need today. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că instituția este în discuții cu mai multe companii pentru a asigura potențialele vaccinuri COVID-19. Progress on vaccines is the key to a long-term solution to this crisis. We are making good progress. The Commission has already concluded 2 advanced purchase agreements and it is negotiating 5 more, and we are in discussions with 4 more companies. So this is on a good track. Comisia Europeană a convenit deja asupra unor oferte de aprovizionare pentru sute de milioane de doze de vaccin care sunt încă în curs de dezvoltare. La câteva zile după apariția sa publică, Ursula von der Leyen a anunțat că se află în autoizolare după o posibilă expunere la coronavirus. În Belarus, voluntarii au început să primească injecții cu vaccinul rusesc Sputnik ca parte a studiilor pentru faza a treia de testare. Rusia a aprobat utilizarea vaccinului în luna august, înainte de finalizarea studiilor la scară largă, care sunt de obicei o condiție prealabilă pentru orice aprobare. Vaccinul rusesc este unul dintre cele 9 vaccinuri intrate în ultima etapă de studii clinice la nivel mondial. Rezultatele intermediare ale studiilor sunt așteptate la sfârșitul lunii octombrie sau în luna noiembrie.